Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna februarie 2023. Vom începe cu resursele. Resursele voastre din februarie și cu sfatul oracolului Lenormand pentru resursele voastre din februarie. Să vedem sfatul, bani, cămin, casă și un furt. Poate voi veți primi bani dintr-o afacere, bani de la locul de muncă, bani care vin în urma unei activități. Este o muncă pe care ați făcut-o și o muncă răsplătită prin acești bani. Voi vreți să investiți într-o casă, într-o locuință, poate că vreți să cumpărați o locuință, dar trebuie să fiți atenți, scorpion, că aveți acest furt. Veți încerca să cumpărați, dar veți fi furați. Fie că veți plăti, eu știu, mai mult decât trebuie, fie că veți găsi foarte multe vicii, nu? La o locuință mai apar, nu? Adică o să vă dați seama că va trebui să faceți niște investiții și reprezintă un furt, adică ați plăti mai mult decât trebuia și n-ați observat, să puteți să interveniți la timp, sau poate să reprezinte cineva vă fură efectiv din casă. Poate să vă spargă casa, poate că voi sunteți plecați cu afaceri și cineva vă vizitează, vă sparge casa sau poate să reprezinte chiar să pierdeți o casă, locuința, căminul, în urma unei intervenții. Fie că unii, eu știu, vă despărțiți sau nu sunteți prezenți, eu știu, nu plătiți niște lucruri la timp, vă treziți că trebuie să plătiți din urmă, ceva se întâmplă, deci trebuie să fiți foarte atenți că voi primiți niște bani, dar veți și fi furați. Haideți să vedem ce spune tarotul ermetic. Deci, pentru scorpioni, februarie, resurse, tarotul ermetic. Cum sunt aceste resurse ale voastre în luna februarie? Sub semnul diavolului. Vicii, imprudențe, deci un viciu poate să fie și acela când aveți încredere prea mare în cineva, adică considerați, vai, păi este nu știu cine, are, să spun, o responsabilitate în ceea ce face. Și să gândiți că acel om, având acea responsabilitate, nu o să vă fure. Și exact reprezintă viciul vostru, această încredere acordată unei persoane. Și să nu verificați ceva. Deci viciile voastre, am scos în evidență că e vorba de resurse. Poate să fie orice acest viciu. Nu neapărat băutul cafelei, poate să beți prea multă cafea și să stați cu gândul în altă parte sau, eu știu, la o țigară și să nu vă uitați pe niște acte pe care le semnați. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți. Un viciu care vă distrage de la ceva și voi o să aveți o problemă.
Puteți să vă gândiți la o persoană, un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, care este capabil să țină sub control o acțiune bine gândită. Avem Marte și Saturn, bine evaluată, bine pregătită, prin care să vă prindă în puterea lui, astfel să vă țină în această putere, să vă controleze, să vă facă să jucați după cum vă cântă el. Voi, blocajul vostru în viitor, primele zile din februarie, trecutul, ce vă mai influențează viitorul, așa cum sunteți în această lună, mediul, speranțele și finalul. Pentru voi, așa cum sunteți voi, aveți regele de bâte. Deci gândiți-vă la o persoană care are ascendent zodie în leu. Avem semnele leului. O persoană care vrea să strălucească, o persoană care vă oferă sprijinul, ajutorul lui, vă promite că vă ajută, dar el întotdeauna își urmărește un scop. Vrea să fie întotdeauna cel care conduce, cel care decide pentru ceilalți ce e bine și ce este rău, cel care vrea să strălucească, să țină totul sub control. Leul. Acesta este aspectul pentru voi, deci am putea spune că vă este gândul la această persoană. Vă gândiți, dacă mă ajută, voi rezolva o problemă. Speranța voastră, iată că este blocajul vostru în viitor. Adică sperați prea mult să primiți această protecție bazându-vă numai pe adevăr, pe dreptate și sperând la adevăr și dreptate. Deci voi sunteți cei care vreți să vă protejați cumva calea în viață, scorpionii, dar vă gândiți la dreptate, la adevăr, că ceilalți vor respecta aceste reguli și aveți mare încredere în aceste aspecte. Speranța voastră este că ceilalți vor respecta aceste reguli și voi o să aveți o parcurgere liniștită. Să vedem primele zile, 7 de bâte. Aveți cam tot ce vă trebuie pentru a înlătura blocajele pe care le aveți în față. Sunt blocaje care nu sunt greu de eliminat, voi vă puteți descurca. Marte în leu arată posibilitatea voastră să eliminați aceste blocaje și să mergeți mai departe spre scopul pe care îl aveți. Fiindcă voi sperați mult la acest scop pe care vi l-ați fixat, să vă protejați calea, să vă protejați drumul în viață. Din trecut, un prinț de cupe, un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești, un bărbat care călătorește foarte mult, un bărbat care cheltuie foarte mulți bani, el poate să aibă și un aspect pe rac, ascendentul sau zodia în rac. Este un bărbat care își dorește să fie sentimental, să-și arate sentimentele celorlalți, sensibilitatea lui, dar și eleganța, luxul, să creeze o atmosferă plăcută și el să fie un fel de păun. Deci o persoană care să fie într-adevăr să nu țină seamă de
cheltuielile care se fac pentru luxul pe care și-l dorește sau armonia pe care și-o dorește și să satisfacă toate dorințele celorlalți. Și acest lucru reprezintă, de fapt, un curtezan. Ce mă influențează încă din trecut sunt lacrimile, pot fi lacrimile voastre, scorpioni. Ați fost bârfiți, mințiți și parcă sentimentele voastre au avut de suferit în urma acestor bârfe, a acestor minciuni. Arată această suferință în ceea ce privește viitorul. Familia va fi alături de voi, un 10 de cupe. Am putea spune că vă puteți baza pe un sprijin, pe un ajutor din partea familiei să fie gata să vă ajute. Voi vă gândiți la un sprijin din partea unui bărbat, un rege de monede, un taur, observați semnele taurului, un bărbat care are bani, poate să reprezinte chiar și o bancă, să știți, și dorința voastră de a face un împrumut pecuniar, de a fi ajutați, sau într-o relație pentru o femeie, poate ca acest bărbat, un bunic, un tată, să vă ajute cu bani. Un șef, mediul vostru, doi de monede. Este o protecție. Adică, în mediul vostru există cineva, și poate să fie acest bărbat la care voi vă gândiți, sperați mult la el, ajutorul lui, regele de monede, să se descurce foarte bine cu banii. Să știe să împartă banii foarte bine, astfel încât să-i rămână bani și pentru distracție, să plătească ce e de plătit, se descurcă și am putea spune că el poate să mai primească bani și în urma unor activități, ore suplimentare, ceva în plus făcut și are această protecție. Acest șarpe care își înghite coada, nu? Jupiter în Capricorn, arată un fel de protecție divină pentru speranța voastră la o regină de bâte. În acest tarot, regina de bâte este reprezentată de o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în berbec. Este vorba de o femeie energică, dar aprigă, o femeie care știe să lupte pentru dreptatea ei, pentru adevăr, o femeie care poate să vă ajute, dar trebuie să țineți cont că este o femeie care își impune anumite lucruri. Și poate să reprezinte și o rivalitate pentru voi, scorpionii, această regină de bâte. Și totuși voi sperați la această regină de bâte să vă ajute. Vorbim de berbec, berbecul este cel care luptă pentru adevăr, pentru dreptate. Și voi asta sperați. Și finalul acestei luni, un 8 de spade. Nu este prea grozav. Vă arată clar că acest final este prin primirea unei informații, a unei vești, care vă aruncă într-un fel de cușcă de spade. Dar vedeți, aceste spade, toate, nu au străpuns acea floare. Deci am putea spune că dacă observați când poate să vă mai apară, nu? Alte aspecte, când această floare este străpunsă, atunci am putea spune că dă o suferință. Dar acum este parcă un blocaj al ideilor, al gândirii. Sfatul este încercați să vă recreați, să vă eliberați de stres și veți găsi soluții pentru a da un răspuns în situația voastră. Deci, așa cum am spus, observați bani pe care îi primiți,
pot fi bani de un împrumut pentru o locuință, unii dintre voi, sau, eu știu, eu, în urma schimbărilor care au mai apărut, să vreți să faceți o reeșalonare a datoriilor, ceva se întâmplă, dar veți avea și o pierdere, un furt. Și atunci, vedeți, familia este alături de voi, încearcă să vă ajute, voi sperați foarte mult, aveți această speranță, vărsătorul, dar totuși vestea pe care o primiți vă dă așa un fel de blocaj. Această senzație de, sau chiar gândirea că, domnule, păi, e prea mult, adică am plătit prea mulți bani și uite, n-am asta, n-am asta. Cam asta este pentru voi, aceasta este situația. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.